Astăzi vom discuta despre o comparație între a sta în chirie sau a cumpăra un apartament și a plăti rată pentru el către banca finanțatoare. Am avut în ultima vreme multe întrebări de la cei care ne urmăresc în comentarii despre care ar fi varianta optimă, dacă e mai bine să continuăm să stăm în chirie sau să ne achiziționăm un apartament. Și în episodul de astăzi, pe final, vom trage o concluzie și vom spune părerea noastră despre varianta optimă în momentul de față. Salut, Dan! Care este opinia ta? Cum e mai bine? În chirie sau cu rată la bancă? Salut! În opinia mea, cel mai bine este să nu stai nici în chirie, să n-ai nici rată la bancă. Dar sunt de principiu că pentru casa în care locuiești trebuie să o treci pe numele tău. Adică sunt contra chiriilor. Eu am stat cu chirie, stau și acum cu chirie, dar am și o locuință personală unde nu plătesc chirie. Pentru că mi se pare că la 70 de ani să ajungi să stai cu chirie este destul de riscant. Așa că din punctul meu de vedere este bine să achiziționezi un imobil. Acum, dacă faci credit la bancă, este destul de stresant să plătești o rată în fiecare lună. Dobânda este variabilă, poate să crească, poate să scadă. Dacă stai cu chirie, nu există acest stres. Poți să închizi oricând chiria. Dacă se strică ceva în casă, trebuie să repare proprietarul. Nu te interesează practic de nimic. Dacă, nu știu, se inundă sau se mută deasupra ta un vecin gălăgios, pur și simplu te muți în altă parte. Deci sunt și plusuri și minusuri, dar din punctul meu de vedere, pe termen lung este bine să ai o proprietate a ta. Și haideți să vedem câteva exemple concrete. Am luat noi aici trei zone diferite din București și ne vom uita la fiecare în parte ce înseamnă prețul unei chirii și ce ar însemna prin comparație o rată plătită la bancă cu un avans minim și pe o perioadă de 30 de ani. În cazul de față, avem un apartament de două camere în zona 13 septembrie din București, cu un preț din piață de 85.000 de euro, care are o chirie de 350 de euro pe lună. Iar dacă ne uităm un calcul sumar cât ar însemna un cost al creditului, vedem un DAE de 4% și o rată lunară 1.675 de RON. Dacă îl luăm pentru a locui în el, la prima vedere este mai avantajos să facem un credit. În schimb, dacă îl luăm pentru investiție, vedem aici în partea de jos a ecranului, am făcut noi un calcul și randamentul net este undeva la 4,25%, ceea ce e destul de puțin față de chiriile cu care eram obișnuiți în anii trecuți, cu randamente de 6-7% net. Da, din punct de vedere al investiției, nu mi se pare o investiție foarte bună, mai ales că în perioada aceasta statul român oferă titluri fidelii sau nu știu cum se numesc, cu o dobândă de peste 5%. Mi se pare mult mai ușor să investești în titlul de stat decât într-un apartament de felul acesta, să fie mult mai lichide. Altă zonă pe care am analizat-o noi este zona aviației, unde putem găsi un apartament în jur de 120.000 de euro la vânzare cu o rată lunară de 2.367. Aici noi am considerat avansul minim de 15%. Avem o chirie medie de 450 de euro, deși cred că este chiar mai mică de atât. Deci avem iarăși în cazul de față, de fapt, avem chiria puțin mai mică decât rata. Dar pentru cine investește într-un imobil de felul acesta, avem un randament de 3,87, adică mai mic decât cel din zona 13 septembrie. Ca un plus, zona aviației probabil că este cea mai căutată zonă pentru închiriat.
pentru, mai ales pentru închiriat, în cazul corporatiștilor, dacă se va reveni la birou, probabil că vom avea o creștere pe chirie în această zonă. Și un al treilea apartament pe care l-am analizat noi astăzi este un două camere în zona Crângaș, la fel o zonă destul de căutată de cei care își doresc să închirieze. Avem un apartament de două camere de 81.500 la preț de vânzare. Acesta s-ar închiria la o chirie medie a pieței de 420 de euro. Din nou, știm că în Crângaș prețurile sunt la chirii sunt destul de ridicate și e una dintre zonele care oferă cel mai bun randament din București. Pentru rată avem 1.600 de RON pe lună, cu un DAE de la fel 4%. Chiria mai mică sau poate cam la fel cu rata. În schimb, dacă luăm în calcul pentru investiție, randamentul de 5,32 net este mai mare ca în celelalte două zone. În schimb, nu este foarte, foarte bun comparativ cu anii trecuți, pentru că prețurile au crescut într-un ritm mult mai mare decât chiria medie și atunci pentru investitori este din ce în ce mai puțin atractiv să cumpere apartamente pentru închiriat. În cazul celor care își doresc să cumpere pentru locuință, trebuie să ia în calcul și alte costuri suplimentare. Nu este neapărat o comparație rată versus chirie. Trebuie să aibă un avans de minim 15% și la fel trebuie să ia în calcul costurile cu reamenajarea în cazul apartamentelor vechi, dar și celelalte cheltuieli adiacente legate de creditul de la bancă, cheltuielile cu notarul și așa mai departe. Dintre toate zonele acestea, Cosmin, unde ți-ar plăcea să locuiești? Aș alege sectorul 1, poate zona aviației, deși este destul de aglomerată pentru că sunt multe clădiri de birouri în acea zonă și traficul e din ce în ce mai ridicat. În schimb, e o zonă cu acces facil către anumite centre comerciale, aproape de stații de metrou și destul de bine legată din punct de vedere infrastructură. Eu, pentru locuit, aș alege tot zona aviației, dar pentru investiție mi se pare că această zonă și-a atins potențialul maxim. Pentru investiție, cred că aș alege zona Crângaș. Am făcut aici și o comparație între toate zonele pe care le-am descris. Vedem chiria cea mai mare este în aviației, la fel și rata, costul ratei este cel mai mare în aviației. Între 13 septembrie și Crângaș, costul cu rata este similar. În schimb, chiria este mai ridicată în Crângaș, ceea ce evident face ca zona Crângaș să fie cea mai bună din punct de vedere al investițiilor. Am vrea să vedem și părerile celor care ne urmăresc, cum văd ei această comparație rată versus chirie. Așteptăm opiniile voastre în comentarii. De asemenea, așteptăm și un like, un share și un subscribe. Ne revedem în episoadele următoare. Pe curând!